Eminescu e mare, e foarte mare. Și pe bună dreptate este ales ca patron al culturii românești. Ni s-ar putea spune că suntem subiectivi, dar noi spunem că este foarte mare Eminescu pentru că a enunțat o propoziție care rămâne valabilă. Biserica este mama spirituală a neamului românesc. Și apoi, cu Duhul lui profetic, a anticipat și vremurile de astăzi și la un moment dat, scriind în ziarul Timpul din 1883, zice așa: noi, națiune latină, de confesiune ortodoxă, suntem cei pe care Dumnezeu ne-a rânduit să facem legătura între apus și răsărit. Noi, pe vremea aceea, nu era Uniunea Europeană. Astăzi este. Noi cred că suntem sorociți să facem acest lucru. Și apoi subliniem încă un aspect pentru că este neglijat în vremurile noastre. Dragostea lui față de neam, față de țară. Doar un singur citat. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie la trecutul mare, mare viitor.